Salut, sunt Vlad Bilz, vă uitați la High Life. Salutare toată lumea, sunt Vlad Bilz, bine ați venit la High Life Podcast, episodul 1. Aici l-avem invitat pe Teo. Mersi că ai venit, Teo. Salut, Vlad, bine te-am găsit. Episodul 1? Da, facem primul episod. Mamă, eu am crezut că ai mai făcut câteva de-astea și știi ce faci, serios, nu știi? Îți dai seama pe parcurs, așa era tinerețe, înveți din mers, crede-mă. Am 41 de ani, Bilz, de unde tinerețe? Eu speram că e măcar episodul 3 sau ceva. A, stai liniștit, știu despre ce o să vorbim. În acest podcast o să vorbim despre iarbă cu Teo. Ok. Dacă mai ții minte ce spuneai în 2007, dacă nu ți-aduc eu aminte cu acel podcast, dacă iarba provoacă dependență, dacă provoacă impotență, dacă... Care e problema cu iarba, domnule, copiii ăia care merg la non-stop după apă plată și după ciocolată? Eu o să fac episoadele astea ca să avem un punct de plecare în societatea românească în legătură cu lucrurile astea. Mie mi-a plăcut episodul ăla cu despre iarbă, numărul tău de stand-up. Atunci de bucata de stand-up, da. Așa, da. Deci ăla a fost primul număr de stand-up pe care l-am văzut vreodată. Ok. Vorbeam și eu de ce vedeam în jur, de ce trăiam, că fumam destul de mult atunci. Sincer, nu prea era altceva. Știu acum, adică nu vreau să-mi sară conosuri în cap. Nu e de parcă nu exista nimic altceva, dar când vine vorba de lucruri disponibile pentru puștani, mai la locul lor, nu știu, că noi eram cei mai mari junkie din lume. Normal că și atunci în 2000 sau nu știu, normal că se mai găsea și niște heroină, se mai găsea și nu știu, cocaină, nu știu dacă mi se sără. Mă rog, clar nu, se găsea, era sărăcie, oricum n-aveau să o cumpăr. Da, deci pentru puștani iarba era tot. Chestia care s-a schimbat foarte tare între timp și de care chiar vreau să vorbim, că e interesant. Asta mai fumam, asta vedeam în jurul meu, nu vedeam altceva, nu existau mai multe tipuri de oameni. Era mai tare ca acum iarba, mai slabă, ți-aduce aminte? Mult mai slabă și nici nu se punea problema, deci atunci, nu știu, în jurul anilor 2000 să zic, nici nu se punea problema asta, nu știu, la nivelul la care era, nu-i poate, din nou, există vreun conosur undeva care... Snoop Dogg de România. Da, poate există undeva, dar pe vremea aia nici nu se punea problema de strain-uri, de nume, de... Adică Sativa, nu, Indica, Hybrid, nimeni. Lasă Sativa, Indica, mă refer la de-astea, Purple Haze, da, Green, Blue Cheese, nu știu ce, exista așa ceva, efectiv nu exista așa ceva. Noi ce știam așa, că dacă puțeau un pic mai înțepători era skunk, știam noi că e skunk și că e mai bună, adică era cât de cât bună. Da, sau dacă o țineai în lumină și vedeai cristalele pe aia, era la modul asta cu sparge. Cristalele, Bilz, este avansată rău de tot. Noi la început, când ne dădeau pisăciune, ne dădeau de aia frunze nu tocate. Vedeai mugurele. Nu, n-am văzut ani de zile mugure, prima oară când am văzut mugure a fost sărbătoare, nu. Deci da, să zic, cu cristalele și cu asta e mult, e departe, știi? Asta spun că era slabă, era foarte slabă. Știi? Da, adică nici nu scoteau bețele așa din ea, nici semințele, ți-o dădeau așa, ia o pisătură, bețe, semințe, mărânțiciune. Da. Deci era slabă, clar era slabă. Îți dădeau un baz așa, dar nouă ni se părea super tare atunci. Era ceva altceva, era ceva mai diferit, eram și noi puștani, cât aveam, 19 ani, 20 de ani. Și deci clar era mai slabă și clar nu existau niciun fel de strain-uri, de nume, de... Astea sunt deja fițe și aroganțe, adică e de parcă, băi, zici de Balenciaga unui copil care a copilării de sculț, știi, efectiv, e gen, bă, noi nu aveam pantofi, de unde, dar, păi, dar nu mă, că uite design acum și brand. Păi, dar uite, acum ai pipa asta de sticlă, nu mai fumezi oricum. Și bă, la un moment dat... Cu filtre de carbon, cu rupi foița pe un sfert, pe tot felul de șmecherii. Făcuse un prieten, luase de la maică sa, care era inginer chimist, la un moment dat s-a dus la laborator și a văzut un vas de sticlă care i-a făcut cu ochiul foarte tare și a luat ce a făcut caracatiță, Alex, se știe. Nu vreau să dau mai multe lume pe piese. Da. A avut caracatiță, era un vas de sticlă rotund care avea sus un gât așa și în părți avea trei muștucuri mici care ieșeau din vas, știi?
Ca un bong. I-a zis lui Mike Tyson că e o vază sau ceva. Nu, 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 nu. Nu cred că i-a zis neapărat. Dacă poate să ia și el la un pic. Și a zis că da. Și a luat ăla în laborator și a pus, deci sus era staniolul pus așa și după aia a făcuse din cauciuc trei furtunuri care ieșeau din alea trei ștuțuri și fumam trei deodată. Ce era cum a venit triplu bong. Da. Da. Și caracatiță, ziceam noi. Și, na. Deci era, aia să zicem că era o jucărie mai aparte, dar în rest era, se punea cu tutun la greu și să... Cel mai mult tutun și aia la final când... Aia se așa presărat așa un pic de... Se punea ca salt B, așa un pic de condiment în tutun. Să faci un... Doar ca să-l coloreze. Da, și da, la da. Final aia cu... Trage da, de da. Aici. Da, 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 se trage prin pumn aia de tușam, de ne lăcrimam și mi se părea că ne-am rupt. Dacă tușim și lăcrimam, înseamnă că ne-am rupt. Dar de fapt era... Na, era ne distrugeam cu fumul. Da, ne distrugeam cu fumul ăla. Sau aia când o pune invers cuiu și îți suflă ție în gură. Acum dacă mă uit la asta... Vai, da, da, bă, acum mi se părea ghie. Era pus... Puneam pumnul așa să se ducă fumul, se vadă cum se duce pe deget, așa, știi, când se făcea backshot. Da, 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 da. Cum să nu? Backshot-ul era crunt, adică te ardea la gât și la plămâni de fai de capul meu. Vai de capul meu cum era ăla. Da, da. Și uneori mai sărea și cu dragonii, de dat dragonii, ziceam, că săreau și scântei. Și deci, efectiv, îți săreau scântei în gât. Adică era ceva... Da, când suflam invers, se mai ucea jarul înapoi. Pă, fai de capul meu, da. Deci, na, cam asta era... situația. Era mult mai slabă, dar ne bucuram de ce aveam. Încep și eu acum că ăștia nostalgici, că ăștia... Pe vremea mea era iarba slabă, dar era bucuria mare. Acum aveți iarbă tare și bucurie mică, bă. Înainte să intrăm în UE să le arate olandezii da. Ce aia, au da. Venit ei venit acum ăștia, au venit ăștia, suntem colonie, bă, suntem colonie. Halul ăsta vă bate joc de neamul ăsta, care fuma și el cânepa aia proastă. Da, a noastră, mă, era proastă, dar era noastră. S-o luăm la bun de la Micăileș, da. Luăm din Spania, din Alicante, din Granada, în loc să cultivăm balta noastră din Giurgiu. Exact. Iarba de baltă, vezi cât de bună e iarba de baltă. Iarba din Giurgiu, piși pe Alicante, Spania, cu ocliz pe gât, rednecks. Da, mă. Acum, așa. Dacă te-ai uitat pe lângă, crezi că iarba provoacă dependență? Da. Da. Noi când eram puștani, ți-am zis, noi eram ultimii prostovani și mai citeam. Adică, în general, nu prea am băgat... niciodată vreo substanță de care să nu fi citit, înainte să fi știut oarecum ce face, ce e, ce... Adică nu era așa ce e aia, dă și mie, ce a fost, nu știu. Adică LSD, era... las că vezi tu, nu da, vezi tu, da, da. Nu era așa, știi? Și noi citisem despre cannabis și știam clar că nu dă dependență fiziologică, dă dependență psihologică. Și noi, pentru că eram puștani, aveam impresia că dependența psihologică e nimic. Gen, dar ori e fiziologică, ori nu e nimic. Fizică? Fizică sau fiziologică? Fizică. Da, dacă nu tremuri de la ea, e ok, domnule, da, dacă nu tremuri de la ea... Da, da, da. Adică noi aveam în cap că, bă, ori dă dependență fizică, vezi heroina, heroina era, heroina dă dependență fizică, ori dacă nu dă dependență fizică, aia, mă, dependență psihologică, ce căcat e aia, mă, aia nu se are nimic, nu e nimic, ce e? Că mai vrei să mai fumezi? Nu mai fumezi și gata. Ce nu poți să te abții, nu mai fumezi, știi, gata. Exact, știi, adică nu e de parcă te ia tremurici, o te dai cu capul de pereți, o înjunghii pe bunică, dacă vrei tu iarbă. Nu se întâmplă da. Așa, știi. Și, bă, cum să spun, într-o oarecare măsură e adevărat că, nu știu, nu prea am auzit de cazuri de oameni care să recurgă la infracționalitate sau să facă necazuri mari pentru că n-aveau de fumat. Să-și vândă televizorul da, și frigiderul da, pentru drogul marihuana. Da, să fure vergheta lui bunica că n-are iarbă. Deci nu prea auzi de așa ceva. Dar pe de altă parte, trecând anii și observând, cum să spun, cum s-au schimbat și oamenii cu care fumam atunci și, în general, uitându-mă la oameni cum trec anii peste ei, mi-am dat seama că dependența asta psihică nu e de luat în derâdere. Adică... Te prăjește, te lenevește, da. Îți cade motivația la un da, moment dat. Da. Și s-ar putea să fie mai rea decât aia fizică, pentru că s-ar putea aia fizică să fie mai evidentă și să te facă să vrei poate să renunți mai...
mai tare decât aia psihică, pentru că dependența psihică, dacă e pe termen lung, știi, te prăjești așa după ani și ani de zile de fumat în fiecare zi de dimineață până seara, nici nu-ți dai seama că e ceva, nu-ți dai seama că e o problemă, e gen, asta e viața mea, frate, eu sunt mai chill, frate, eu sunt mai... E tot ok, e tot fumezi okay, pai la cafea. Exact, frate, fac o cafă, fumez un pai, așa sunt chill. Ceea ce n-ai vedea niciodată la alcool, dacă vezi pe cineva la alcool că își bea o bere la cafea, un vin la cafea, un gin la cafea, zici coaie, ești nebun, ai de muncă azi. Exact, exact. Asta e problema, că alcoolul, deși e foarte insidios și el, e un pic mai... Ai o distinție între băie doar pentru petrecere, doar seara, nu fumezi la cafea, nu fumezi la muncă, nu. Exact, ai pus pe foarte bine. Bă, dacă ai vedea pe ceva că zice, frate, bea o cafea, bag 100 de vodcă, frate, așa sunt eu mai chill, așa mi-e pe zi. Ești efectiv alcoolic. Ești efectiv alcoolic dacă bei 100 de vodcă. Dacă faci un pai la cafea, ai, man, îmi încep ziua, ok, man. Și nu e așa, ești prăjit. E paradoxal. Și dacă așa ți începi ziua, cum o termini? Că doar cu încă un pai. Un pai la cafea, un pai să te culci. Păi, un pai la prânz să mănânci să vină pofta mai bine după aia. A, ce-am mâncat, mai fumez unul. Asta zic. Deci e foarte parșivă iarba. Tocmai pentru că se insinuează atât de lejer în viața ta și devine un fel că de obicei. E așa de ok și de fapt nu e. Da, mă, și e pace, mă, și e ok. Și, exact pe tema asta, cred că ți-am mai povestit, mi-a zis acum mulți ani de zile Dragonu, pace pentru Dragonu. 47. Când începuse să se lase de toate astea, am întâlnit cu el la un concert la Fabrica și tocmai începuse să vadă că nu e în regulă și că trebuie să le taie, știi? Și mi-a zis exact chestia asta, mi-a zis că cel mai periculos drog îi se pare iarba. Da. Pentru că a zis că e cel mai periculos drog pentru că nimeni nu o respectă. Și dacă îi spui unui prieten, bă, nu pot să mă las de iarbă, fumez în continuu, el e la modul, hai să facem un pai, vrei să facem un pai? Să vorbim despre asta. Nu, da, ți-am zis, mi-a părut foarte mișto insight-ul ăsta de la Dragonu, de la Dragoș, că, bă, oamenii au probleme mari cu iarba pentru că nu o respectă, adică nu le e frică de ea, nu e ceva care simți că poate să strice viața. E mai un pai. De la ea, nu e mahmurală. Nu, mă, dar nu știi de pericole, știi, nu auzi că ăla a murit sau și-a rupt gâtul sau că a făcut nu știu ce nenorocie sau că s-a violat-o pe bunică sau că a fumat iar sau... Adică, în general, e privită ca un drog extraordinar de... Cum făceam și eu atunci bucata aia de stand-up, că o echivalam cu bere. E gen, măi, bere de parcă haide, bei domnule, bere. Niște copii care merg la non-stop după apă și după ciocolată. Din asta punctul ăsta de vedere. Da. Păi da, și în continuare așa este, pentru că ți-am zis, nu prea ai infracționalitate sau agresivitate, agresiune, nu prea vezi oameni care se bat că au fumat niște iarbă. Asta e în continuare adevărat. Dar poți să-ți ratezi viața într-un fel. Fără îndoială, dar numai că e pe termen lung. Eu vedeam lucrurile pe termen scurt atunci, știi? Aveam 20 și ceva de ani. Nu bagi marihuana la venă, nu mor de supradoză, e ok, exact, e perfect. Exact, exact. Nu dai în cap la oameni, nu furi din casă, deci e ok. Dar, repet, erau puțini ani și nu văzusem în jurul meu oameni care fumează de, nu știu, 15 ani. Acum pot să mă întâlnesc cu cineva care fumează de 15 ani. Atunci, când aveam 25 de ani, na, îți dai seama, fumau oamenii de câțiva ani și atunci încă nu se vedeau efectele astea pe termenul. Da, nu era cineva exact la 16 ani să fie la 25, 9, 10 ani să vezi după aia. Da. E foarte greu să se întâmple asta. Și faza e că, ți-ai zis, Dragonul, ce zicea atunci, mi s-a părut foarte mișto asta, că nimeni nu respectă iarba. Pentru că toată lumea are impresia că poate să fumeze oricând, oricât, că n-are ce să-ți facă. Eu sunt de acord cu el, îți provoacă dependență numai când te gândești. Eu singurul mod în care am putut să mă las de iarba a fost să nu mai țin în casă. Dacă aveam iarbă la frigider, vorbea cu mine, o auzeam cum vorbea cu mine, fumam la muncă, fumam acasă, nu mă mai duceam, nu mai scriam, nu mai munceam, nu mai făceam, era lene tot timpul și nu mergea să mă abțin, să mă opresc. Mă, nu știu, mie mi s-a tăiat în așa fel încât nu mai există, vă jur că nu mai am chestia asta de să vreau. Melinda, de exemplu, mi-a mai zis că faza că ea nu mai fumează nici ea de foarte mult timp, pentru că îi trezea toți demonii. Asta e o altă chestie pe care nu prea o trăiești la 20 ceva de ani.
Îi trezea demonii la viață, știi? Începea să-și pună niște probleme și niște întrebări de astea nasoale. Unde s-a ajuns cu viața mea, da, ce am făcut, da, în trecut, dacă, da, e bine unde, da, am ajuns, da, dacă puteam, toate să fac astea, altfel. Toate astea, da, știi? Și pe de-o parte îi plăcea că o trimitea oarecum la culcare, dar o trimitea, bine, depinde și de ce fel de iarbă e. Că știi și că, cât fumezi. Da. Dacă fumezi un pic de indica, poți să zici că hai că mă ia somnul, mă plăștește, mă ia. Dacă fumezi un pic mai mult de sativa, în alea începe să-ți meargă creierul și nu-ți merge în folosul tău, îți merge împotriva ta, nu știu cum dracu, e o roată care se întoarce, te taie pe dinăuntru. Da, nu e munca în folosul comunității, e munca împotriva comunității. Exact, exact. Și faza e că se obișnuise într-o vreme să fumeze un pic ca să adoarmă și după aia i se întâmpla această oră de muncă împotriva comunității și îi făcea foarte, foarte rău, foarte rău. Dar, pe de altă parte, exact cum zici tu, nu se putea abține, gen, era... La era dat, în casă, era acolo. Da, da, da. Și tot timpul, oricât experiență nasoală avea, îi trecea pe-n cap, hai mă să mai încerc o dată, hai mă că poate acum e bine, știi? Și nu era. Da, nu era. Și la un moment dat vorbeam cu ea, acum mai de curând, că uite că aș vrea să mai iau niște iarbă, să... mă era dor așa să fumez după ani de zile și mi-a zis, băi, dacă aduci iarbă în casă să o ascunzi, să nu-mi zici unde e, deci, mi-a zis să ascundă și nu-mi zice unde e, că dacă știu unde e, iar o să cred că e idee bună să fumez și iar o să-mi facă rău. Ea cu iarba și cu dulcele, cu ciocolata, e la modul ăsta, deci, știe că o să-i se facă rău de la un desert. Dar o face. Dar o face. Dar o face cu ochii larg deschiși, adică știe clar că o să-i se facă rău, dar desertul ăla și nu se poate abține. Și după aia stă și se ține de burtă și zic, bă, dar nu știi că îți face rău? Ba da. Păi și unde ai ascuns-o? N-am mai luat. Ah, ok. N-am, mă gândeam că ai pus-o, nu știu, un ghiveciu cu flori să nu miroasă într-o pungă de cafea. Nu cred că se duce să adulmece ca pufosul sau cum e la câine la trădător de la poliție. Fulger. Fulger. Nu cred că se duce să adulmece până casă. Vreau doar să nu dea de apă acolo, să nu fie la vedere, nu știu. Nu ar trebui neapărat să dau gaură în perete să o zidesc acolo. Da, na. Fulger. Nu, am apărut altul, că acum pusesere poză cu un alt câine. Am eu o glumă în lucru cu... Șuier, mă, așa, mă, șuier, da, șuier. Am eu o glumă în lucru cu jandarmeria, că ei, tu dacă ai droguri... Ai o glumă în lucru cu jandarmeria sau ai o glumă în lucru despre jandarmerie? Despre jandarmeria. Că am o glumă în lucru cu jandarmeria, să te mai duci pe la și mai lucrați la gluma. Ce ziceți, mai este gluma asta, da, vă place? Da, vă place? Chemați-o, o, doar patru pulare, înseamnă că vă place, dar toate cu mi-am luat șase. O, câtă suspendare pentru gluma, da, asta. Da, da, da. Între suspans și suspendare, glume cu Vici și jandarmeria. Jandarmeria fost... pune punch în punchline, da? Așa. Și oamenii n-au cum să controleze toți oamenii de la festivaluri. Ei de unde știu că am eu droguri? Că eu dacă am o sticlă cu apă, pot să am MD în ea, pot să, da, am LSD, că LSD-ul nici n-are gust, cum își, da, dă seama. Vine un jandarm, îmi bea mie din apă, face... Hai că n-are nimic, treci jumătate de oră mai încolo, e cald sau mi se pare mie? O oră mai încolo, bă, dar nu puteam să mă fac medic, dentist, ce se întâmplă cu viața mea? Am 40 de ani, mai am de muncă la ăștia. Încă jumătate de oră stă de vorbă cu șuier. Se uita încă în ochiul lui șuier, șuier grește cu el. 3 ore mai încolo, a, ba, 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 e, Ionel, ești bine, băiatul meu, ce se întâmplă? Oh, ce se mișcă, sau ăsta? Da. Da, 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 da. Da, da, e... Da, da. Mai ai întrebări, e structurat? Da, îmi place, da, îmi place că e structurat și că ai întrebări. Da, chiar am întrebări despre asta. Ok, hai. Deci am vorbit despre asta cu dependența de iarbă, sunt total de acord că, da, că provoacă, da, dependență. Da, da. Cred că e parșivă. E parșivă, pentru că nu-ți dai seama. Mi se pare, da, într-un fel mai rar decât alcoolul, că e văzută mai bine în societate, adică... Bă, depinde acum, în bula noastră, pentru că în continuare există foarte multe segmente de oameni pentru care dacă fumezi un joint, un drogat... Și dacă bei, ești ca toți oamenii. Adică în continuare să nu uităm totuși de România profundă, nu știu, de România reală, nu știu cum să zic, România. Sunt două extreme. Mare. Alcoolul poate îți dă agresivitate, iarba îți dă anxietate. E agresivitate, da, versus anxietate. Dar și anxietate, un fel de agresivitate interioară, adică ești, când ești anxios, ești agresiv împotriva ta. Da. Deci, ți-am zis, în România, nu știu cum să zic acum, din nou, ca să nu sune nici aiurea, că
nu știu dacă e reală, sunt România mai mare, unde sunt mai mulți oameni. Două Românii, România urbană și mai tânără, da, și România, da, rurală, mai da, comunistă, mai băgăm, da, THC, da, la venă maică. Da, 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 exact. LSD-ul, exact, să zici, da, exact, ceva de genul ăsta. Deci în România aia, în continuare, dacă fumezi iarbă, ești un drogat, nenorocit și, na, știu și ei alcoolici, au cazuri foarte multe în familie și nu sunt deloc cazuri fericite, dar tot e mai acceptat, da, alcoolul. Deci, da, nu știu, cred că în bula noastră, să zicem, urbană, de urban mai mare, de așa, mai hipster, mai nu știu, într-un fel sau în altul, e mai acceptat consumul ăsta. Deși nu știu ce să zic acum, la copii, aici voiam să zic că mi-aș fi dorit să vorbim despre asta. Legându-mă de ce ziceam la început, că atunci când eram prin liceu sau după ce am terminat liceu pe la facultate, era bere, vin și iarbă și cam atât. Adică nu prea existau alte variante. Poate, da, te băgau la somn alcoolul, iarba te băga ceva la somn la un moment dat. Da, nu prea erau apăre. Asta e și o altă discuție. Nu prea erau apăre și în al doilea rând, nu știu, cred că mai purse ketamina, mai era niște ketamina, mai era niște și mai niște pastile de-astea suspecte, de-astea romparchim și... Da, nu erau boabe, mă duc la rave să bag boabe la dum-dum-dum. Nu prea erau, nu, adică nu mi-am cred, nu știu, eu n-am dat de ele. Și mai erau alea de slăbit, care erau amfetamine. Alea erau apăre, alea, regenoanele, erau amfetamine, era singura apăr, era undeva prin facultate, cred că am toate de ele. Dar ce vreau să spun e că drumul era foarte clar, beai, că bă, suntem un popor care bea de stinge și bă, clar, din liceu, dacă nu din generală, se cam bea. Bei și când te simți bine, bei și când ți-e frică, bei în toate contextele. Da, 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 da. O vorbă foarte mișto pe care am auzit-o este să nu bei de supărare. Asta mi s-a părut foarte mișto. Mi-a zis cineva când eram puștea, mi-a zis, bă, să nu bei niciodată de supărare. Că dacă bei de supărare, o să-ți fie rău în viață. Îți amplifică și supărarea la băutură. Unul la mână și doi la mână dacă devine... Omul, în ce mod, cred că îmi zicea chestia, era la mână să nu devină un coping mechanism. Adică, după aia am auzit acum de curând vorba asta pusă mai elegant, ce anume, bea ca să te simți bine, nu bea ca să te simți mai bine. Adică să nu bei când te simți rău, ca să te simți ok. Că o să te înveți cu asta după aia. Da, da, ca un copil meu, că mai degrabă să bei când te simți ok, ca să te distrezi, adică să te duci de la zero la plus, să nu bei ca să te duci de la minus la zero, știi? Asta pot să le spun și eu copiilor despre iarbă, să nu fumați iarbă la supărare, pentru că te duce într-un lup de gând, de exemplu. Dacă, nu știu, mie mi se întâmpla, să zicem, m-am despărțit de prieten, la mea, fumez iarbă ca să mă liniștesc, mă duce în firul ăla cu toate greșelile și căcaturile pe care le-am făcut în relația aia. Stau Dumnezeule, cu mâncați-o. Fucking hell. Cea mai proastă idee este să fumezi când ai o problemă sau când ai o apăsare. Să fii așa chill. Fucking hell. Nu, nu, nu. Doamne ferește. E, și cu alcoolul, na, multă lume bea de supărare, că sunt și căcat. Stau cârciumă și mine ca amaru. Da, exact, adică e o chestie super cunoscută și pe care oamenii o fac asta, să bea de supărare. Dar nu prea e bine să devină coping mecanismul tău, știi? Deci, de băut se cam bea, din liceu se cam bea. După care următorul pas era... Mai puțină lume, normal, nu foarte multă, mai puțină lume, mai fuma niște iarbă. Dar cam atâta, cam acolo se oprea treaba, când eram eu în liceu. Am avut de curând o discuție cu un băiat, un tânăr, domnule. Deci am avut efectiv, nu, da, serios acum, că avea, nu știu, am vorbit cu el anul trecut, eu nu cred că fusem 41, era, avea vreo, nu știu, să zic, vreo 17-18 ani mai puțin decât mine. Și chiar am fost curios să vorbesc cu el apropo de băiatul, genul de băiat care îi place să deguste multe din plăcerile chimice ale vieții. E un băiat care... Acest bufet cedez al jocurilor. Exact, exact. Și mi s-a părut foarte interesant să vorbesc cu el din perspectiva asta că, bă, e efectiv, cred că două generații în urma mea, cel puțin două generații de alea sănătoase, adică aproape 20 de ani în urmă, sunt două generații de alea sănătoase. Și eram... curios să vorbesc cu el, să văd cum a luat el toată chestia asta în liceu și în facultate, exact în perioada asta, cu diverse substanțe. Cea mai mare deosebire față de generația mea
este că lor li s-au prezentat drogurile nu pe rând, nu secvențial, nu în serial, li s-a prezentat ca la tăierea de moți, totul potavă. Gen, ăsta când avea 17 ani putea să facă rost de MD, de ecstasy, de LSD, de Xanax, de amfetamine, de... Îl întrebau băieții la club, ia zi, te ajut cu ceva, ce vrei, am asta și asta. Efectiv, erau toate disponibile, toate disponibile, da? Când ai 17 ani sunt toate disponibile. Le încerci pe toate, permiteți-mi să vă prezint oferta noastră. Păi da, serios, cam asta e, știi? Da. Și ce m-a șocat pe mine este că omul a zis că iarba a fost cam a 6-a sau a 7-a substanță pe care a băgat-o. Deci omul băgase de-astea, anti-anxiolitice, de-astea, Xanax. Legale, anti-anxiolitice, 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 știi? De-alea și de-alea de-ți dau rău și de-alea de-ți fac rău. Și de-alea de-ți dă cu curaj și de-alea de-ți puțin frică, dar te simți bine. Exact. Deci omul băgase PMD, băgase LSD, băgase legale, băgase de-astea Xanax, băgase toate astea înainte să fumeze un joint. Și a zis că, bă, când am fumat un joint am fost, bă, nu, e ce, asta ce e tot. Asta e ce e asta, știi? Ceea ce pentru mine a fost o experiență total diferită, pentru că era și, cum să spun, era și starea aia de mamă, fac un lucru interzis, droguri, era ceva și... Adrenalin. Adică îți dai seama, când ai 17-18 ani, e foarte interesant tot ce e interzis și... și în al doilea rând, doar aia era. Adică nu puteam să zic, da, uite, exemplu, știi ce mi s-a părut foarte interesant? Care Vlad Dobrescu pe o piesă, asta, interzis nefumătorilor, zice, praf pe nas, am băgat chile până am băgat primul joint și apoi am rămas fidel. Și mie tot timpul mi s-a părut o experiență atât de ciudată, cum adică ai tras pe nas înainte să fumezi joint? Ce ai tras pe nas înainte? Depinde de anturajul din cartier. În Mangalia mai întâi au fost legalele și după aia iarba. Da, mă, știu, dar vorbim acum de, cum să spun, de o piesă scoasă înainte de 2000 în care el vorbea de viața lui din, nu știu, 96-97, să mă ierte Dumnezeu, nu erau legale 96-97 în țară. Au apărut mult mai târziu, au apărut după 2000 legale. Până în 2000, de unde? Adică, eu nu-i zic, Vlad Dobrescu, fratele meu pe viață, nu îi zic acum că fantaza pe piesă, dar mie mi s-a părut tot timpul foarte ciudat ca cineva să zică am băgat altceva înainte de iarbă. Că iarba era prima chestie. Da, avea deliric pe piesa aia cu Connector, că am dat de ketamină și am dat la tot blocul, am pus botul, dar cu minte de copil am preferat să fumez iarbă că vedeam la Cypress Hill, gen dăduse de ketamină și după aia. Ok. Ți-ai și la Dobrescu, sunt sigur că nu a inventat el chestia, sunt sigur că asta a fost și experiența lui. Poate ar trebui să-l chemi și pe el la podcast, să vorbești și cu el despre asta. Și pe Dragon, mai ales pe Dragon. Dragon. Te vreau la podcast la mine, Dragon. Eu nu înțeleg ce caut eu aici când l-ai pe Dragon. Cu el era trebuia să fie. Mi-a plăcut foarte mult ăla cu despre iarbă. Eu când eram copil, voiam să aud o părere despre iarba din România, dar nu voiam să o ascult de la antidrog de la MAI, că mă gândeam, bă, ăștia sunt plătiți să fie antidrog și dacă ar avea altă părere și pierd serviciu, își pierd locul de muncă. Da, să știi că în privat am mai discutat acum mulți ani de zile, mulți ani de zile, cred că sunt 12, 13 ani, nu știu. Am avut o discuție cu un domn de la antidrog din București, foarte interesantă, pentru că nu avea nicio reține să vorbească. Eram într-un cadru în care putea să vorbească liber, nu era filmat, nu era nu să public. Le prezinte copiilor părerea lor personală. Mă dați afară din serviciu mai încolo. Da, nu, adică vorbea liber. Și el era de aceeași părere, adică din nou privind lucrurile, până la urmă antidrogul de ce există? Există ca să apere societatea, deci teoretic, da? Poliția antidrog există și scopul este de a ține societatea în siguranță de efectele negative ale consumului de droguri și așa mai departe. Nu e neapărat un serviciu personal, adică antidrogul nu există ca să nu te droghezi tu. E ca să nu ai efecte sociale negative cu consumul tău de droguri, teoretic. Teoretic. Da, și practic într-un fel, să știi că... N-a convins pe nimeni o campanie antidrog niciodată, știi și tu asta. Nu, eu mă făcută. Refer la poliția antidrog, nu la agenția antidrog, că nu la campaniile. Nu la agenția. Eu mă refer la polițiștii antidrog. A, MAI-ul cu DICOT-ul ăștia. Da, antidrogul de la poliție. El, vorbind liber și pe persoană fizică, a recunoscut și el că îi cam doare în cur de iarbă. Adică era modul, bă... Nu ne pasă atât de mult de iarbă, tocmai din perspectiva asta, că noi până acum am tot vorbit de efectele
asupra persoanei care consumă. Din punct de vedere al efectelor sociale, ele sunt atât de mici încât, de asta spun că ei privind lucrurile din punct de vedere social, nu prea le pasă de iarbă, pentru că nu are efectele alea negative sociale. Nici ei nu credeau că iarba e primul pas către heroină sau și faza ceva. Care nu că, credeau nici asta. Nu, normal că nu, pentru că, bă, hai să zic o chestie apropo de... Am vorbit până acum în viață, cred că de vreo 3 sau 4 ori cu ofițeri de la antidrog. În condiții de-astea, la șpriț, vorbind ca oamenii. Nu știu, poate din perspectiva campaniilor antidrog care au fost făcute și care de ce mai multe au fost idiote și efectiv de râdeai de ele și cu curul, adică nu... oamenii au impresia că ofițerii antidrog sunt proști sau că sunt bătuți în cap sau că nu știu ce-i cu drogurile, ceea ce sau că nu știu să lucreze în PowerPoint. Nu, că sunt niște conțopiști rupți de realitate sau nu știu, au impresie foarte... Bă, nu e deloc așa, să știi că dacă vorbești pe persoană fizică cu un om de la antidrog, mai serios, poate nu ultimii idioți care saltă copii cu jumătate joint fumat în pachet țigări, că ea cu greu se pun numi polițiști, dar minte, mă rog. Dacă vorbești cu oameni de ăștia mai cu capul pe oameni și mai serios și înfipți în treabă, o să vezi că știu foarte bine ce e cu drogurile, că până la aia lucrează, că adică mi se pare idiotă să aia mă ăla de la antidrog, dracu știe cu drogurile. Știe foarte bine că asta e viața, lucrează cu asta, lucrează. Știe foarte bine ce face rău și ce nu face, adică nu e de parcă sunt rupți de realitate, mă, come on, serios acum, e de parcă zici că unul de la ANAF nu știe contabilitate, sau adică, bă, cu e asta... E doar sistemul care îi face să fie, să le și dea direcția imaginea, astea imaginea, imaginea care e dată de campaniile astea antidrog foarte proaste și de faptul că într-adevăr există în poliție foarte mulți idioți care au ochelari de cal și care ți-a zis să duc și fac dosare pe jumătate de joint. Că, cum am avut eu, da. Da, pe jumătate da, de gram. Da, da. Și dacă o să vorbești cu șefii lor, o să vezi că de multe ori nu sunt de acord cu asta. Da, mai există și norme, mai există și, mă rog. Totuși, mie totuși. Într-un fel, iarba mi se pare invers că toată poate să te ajute să nu te apuci de alte substanțe. Eu așa mi-am tratat dependența de cluburi, ca să spun așa, că mă duceam des în cluburi, spărgeam o grămadă de bani, mi-o dădeam pe apără, pe MD, pe cox, a doua zi depresie, nu dormeam. Și ce m-a ajutat pe mine? Nu m-a ajutat neapărat Iisus Hristos, dar m-a ajutat să fumez un cui și mi se tăia cheful de club. Stăteam la modul, a, ce-mi trebuie mie club, am anxietate socială, nu mă mai duc în club okay. În seara asta. Ok, ok. Dar foarte interesant, pe tine te ia cu depresie după apăre? Ai da. Chestia aia de, cum le zice aia? Cu cât mă duce mai sus, a doua zi e mai jos. Gen, dacă mi-o dau ca lumea în club, bag o grămadă de MD, mestec măselele, a doua zi când mă trezesc, a doua, a treia zi, așa mai, mi-am consumat toată serotonina în seara aia, nu prea mai rămas foarte multă. Foarte interesant. Deci ai chestia de cum zice la aia, lunea neagră, de aia de... Că duminica neagră, lunea duminica neagră, mă întorc din club, mă duc în club, stau până la rave până la 12 ziua, duminica, da. Mă culc, mă trezesc seara la 10 seara, vrem la urmă, m-am trezit noaptea, ce fac până luni dimineață și sunt și trist acum. Păi interesant, n-am întâlnit niciodată chestia asta, nu știu, o avea un depozit separat, o avea, cum au face mai multe stomacuri, o avea mai multe depozite de serotonină, de nu rămân fără, nu știu, că pot să scoți mai rumec de undeva, de spate. N-am avut niciodată asta cu down, cu depresia aia, cu ziua de a doua zi neagră, dar n-am avut niciodată. Mahmureala de la apăre sau ceva, nu, n-ai nu, niciodată? Nu, niciodată, niciodată n-am avut, niciodată. Ok. Dar înțeleg, e foarte bine că a lucrat pentru tine treaba asta. Da. Dar revenind la ce spuneam apropo de ăștia cu antidrogul, când am vorbit prima oară cu acest domn, mi-a plăcut, adică pentru mine a fost o surpriză să văd că ceea ce vedeam eu ca această parte cealaltă, acest adversar rupt de realitate care nu procesează nimic și care n-a niciun pic de dram de rațiune, care e pur și simplu să dispară toate. Bă, era o imagine fake, pentru că îți repet, omul chiar era la modul, bă, stai, cum a zis, bă, pentru noi iarba e flower power, asta e că iarba e flower power, nu ne interesează. Mi se pare că era de la o brigadă specială antidrog făcută pentru București, pentru că Bucureștiul, mai ales atunci, consuma 3 sorturi în toate drogurile din țară. Și acum cred că e la fel. Nu cred, acum s-a răspândit foarte mult. Adică acum cred că și la orașul Dej, dacă te duci, găsești niște cocaină sau la fel cum aglomerația din Constanța tot bucureștenii o fac, drogurile din Constanța asta, tot bucureștenii le și vând și le și cumpără. Nu e neapărat, asta mi-a zis-o omul atunci și ți-am zis, probabil că sunt 14-15 ani de atunci. Asta mi-a zis omul că
în ceea ce privește heroina, aproape tot consumul din țară în București și cine consumă în țară sunt foști consumatori din București. S-a mutat la țară, da, să se lase, de acolo e consumul din Deva. Au vrut și oamenii să se departeze de București. Și de asta că s-au dus la Deva, că le-a sunat bine. Undeva, undeva în Deva. Da. Vă gândava în Deva, frate. Dar, da, deci asta zicea de heroină. Heroină spunea clar că zicea că este cel mai mult în București, absolut covârșitor, că mai este ceva în Constanța, în general în porturi e... Da. Da. Și la prețuri mai scumpe decât în București, în Constanța, pentru că lumea întreabă, dar dacă astea vin prin Constanța, de ce nu sunt mai ieftine ca în București? Și să rămân la modul, păi aia din Constanța au dat vreun ban, le-au cumpărat ei, e ca și când tu ții Jordan din Germania și vin în Timișoara și aia sunt la modul, a, uite, avem Jordan, ce fericire. Da. Și aia când îmi ajung Jordanii. Da. E, da, țineți, asta în poziția de heroină, că asta îi preocupa, cum ar zice, da, exista brigada asta specială în București, pentru că îi preocupa foarte mult asta, consumul de heroină, care într-adevăr are niște efecte sociale negative. De nediscutat, 100% de acord. Simți că te-a ajutat iarba la ceva în viață? Da. A fost o perioadă în care mă lăsa să fiu mai creativ. Foarte interesant la discuția asta este că eu nu cred că iarba te face creativ dacă nu ești. Deci, iarba nu face niciodată dintr-un om care nu e creativ un om creativ, dar îți dezleagă potențialul dacă el există. Adică tu dacă ai niște rezerve de creativitate, mai ales la început când fumezi, deși sunt oameni care fumează, nu știu, 30 de ani și în continuare consideră că le faci, nu știu, mie mi-a făcut rău după vreme, dar la început îmi făcea bine, adică dacă fumam un pic, făceam niște conexiuni mai... Ți se ducea mintea în mai multe locuri fără să te străduiești prea mult, fără să ai niște bariere. Exact. Se făceau niște conexiuni ciudate, mai rău, că săream dintr-un punct în altul mai îndepărtat, mai ușor, știi? Și scriam glume, adică făceam material mai degrabă fumat, pentru că mă gândeam la niște chestii mai interesante, mai wacky. O vreme. După care a început să devină mai degrabă rău decât bine. Știi, adică... Te lenevea mai mult, îți dădea cu anxietate. Anxietate, foarte multă. Lenea n-a fost o problemă, că eu sunt obișnuit cu lenea și am o lene naturală, că nu-mi făcea iarba mai lucru, ce nu-mi face mie creierul de obicei. Dar anxietatea mea. Anxietatea, adică atacuri de anxietate, de-astea cu frisoane, cu tremurat, cu... Atacuri de panică. Nu chiar panică. Deci n-am ajuns chiar în atac de panică. N-am ajuns chiar în ăla... de să mă albăsesc la față că nu mai pot să respir sau să mă cleștez. Adică nu era chiar în zona de atac de panică nasol. Dar anxietate foarte puternică, și cu efecte fizice, adică de asta, simțeam transpirație de aia rece, simțeam palmele ude, tremuram, nu respiram ok, adică... Un tunel nesfârșit de gânduri din trecut, că bă, ce am făcut atunci... Dar și fii atent că nu neapărat când eram fumat, asta e faza, că asta m-a făcut să mă gândesc foarte serios, bă, gata cu prostiile astea, pentru că una este să bagi ceva și sub efectul acei substanțe să treci niște chestii și alta este să te ia de nicăieri. Adică nu fumam, nu eram fumat. Stăteam pe canapea și începeam să mai atac de anxietate. Și când m-a luat fără să fumez, am zis, bă, gata, nu mai de joacă cu asta, adică efectiv îmi fac rău. Și vorbeam despre asta cu Doc, că Doc, acum îți citesc de pe piesă în care mă citează pe mine. De am zis la un moment dat de chestia asta, că iarba îți dă până începe să-ți ia. Și chiar o văd așa. Dacă fumezi destul de mult timp, o perioadă ai o pantă ascendentă, începe, te face, râzi. Creativ, vesel, ca în filmele alea, fumează două fumuri în chicken chong, râde de numai poate. Râd, nu știu ce. Oh my God, so funny. Mâncarea are gust mai bun. Muzica o auzi muzica altfel, mai frumoasă. Muzica sună extraordinar, filmele au mai mult înțeles, sexul e mai interesant, atingerile sunt mai mișto, totul e super. Și o vreme, nu știu, niște ani, poate mergi pe panta asta încetă. Și după aia totul se plafonează, adică nu mai este atât de interesant să fumezi și să te uiți la un film sau să fumezi și să mănânci ceva, să nu știu ce. Și pe de altă parte începe să coboare, adică începe să-ți ceară înapoi. Efectiv, e ca un cămătar, știi, care îți dă o vreme și după aia începe să-ți ceară cu dobândă. Că te-ai obișnuit deja cu ea, nu mai e atât de... Da. Ai o toleranță la distracție pe iarbă. Și nu mai...
nu mai vin alea bune, dar încep să vină alea rele, asta spun. Începe să începi să uiți lucruri, să ai anxietate. Să ai anxietate, să ți se trezească demonia care te întreabă ce-i cu tine, ce-i cu viața ta, ce-i cu care mai ales. Eu mă bucur foarte mult, am murit acum mai curând cu un prieten, nu dau nume pe piese, dar care a pățit o rău de tot cu o ciocolată. Eram în Tenerife acum de Crăciun și m-am întâlnit acolo cu niște oameni și unii trei aveau o ciocolată cu THC și a băgat prea mult. Nu s-a uitat la gramaj. Efectiv, a băgat toată ciocolata și i-a dat cu somn instant și mi-a zis, bă, după vreo 6 ore m-am trezit și m-am trezit în vârful tripului. Deci el a mâncat ciocolata, în jumătate de oră a dormit și aia a lucrat și după vreo 6 ore, că știi că la Edibles durează mai mult până te ia și te ia și n-avea coșmaruri ține... când a dormit, s-a trezit într-un coșmar. Da, s-a trezit de fapt. Într-un coșmar, da. Asta mi-a zis. Bă, zice, m-am trezit după 6 ore în vârful încă tripului. Încă spart ochii roșii. Spart rău. Și asta mi-a zis, exact asta mi-a zis. Bă, toate voce în capul meu erau numai, e greșit, toată viața ta e greșit, ai făcut numai alegeri greșite, de ce ești aici, de ce ești acum, de ce faci asta, de ce faci orice, adică, efectiv, toate tunurile întoarse înăuntru și trăgeau și era la modul, bă, nu mai vreau să trăiesc așa ceva niciodată. Fucking iarbă! Da, fucking în iarbă, cantități că industriale și mult mai tare decât edible, înainte. Edible, da, edible în primul care cu totul altceva și care... Dar e și mult mai tare, i-a crescut mult nivelul de THC la iarbă față de acum 10-20 de ani. Oh, dar am văzut niște studii de-astea că la un moment dat au testat niște iarbă în America. Și state. Da. Au zis asta, când păi e legală la ei, că e mult mai tare acum. Da. Păi am văzut acum, nu știu, cred că acum vreo 10 ani a făcut un test de conținut ăsta de THC și era până, deci comparată cu iarba din 60, când a fost valul la mare la ei de hipioțeală, așa, Woodstock, Flower așa Power. Era între de 5 și de 10 ori mai puternică iarba acum decât atunci, adică ea efectiv fumau ce fumam eu în liceu, pisăciune de aia, cânepă. Spate la metro exact, niște exact, cânepă iau. Da, cânepă. Iar acum, în comparație cu aia, asta este efectiv arma atomică, știi, adică e ceva de distruge creierul. E dezvoltată ca să fie din ce în ce mai tare. Da, pentru că numai că oamenii au tot selectat, o să fie puternică. Na, e la mintea cu coșul. Dacă e ceva, hai să facem să fie. Dă vaca lapte, să dea și mai mult lapte. E are THC, să aibă și mai mult THC. Și nu e vorba că e stropită sau e proastă. Mm. Eu citeam cartea lui... Eu n-am înțeles niciodată exact ce e aia cu stropitul meu. Eu când eram puștean tot timpul, eram că mama asta e stropită, mi-e rău că e stropită, vai, e stropită cu ce? Cu pesticide, cu alte lucruri. Că noi atunci aveam filmul ăsta că e stropită cu Dava. Deși care era mai scumpă decât iarba. Da, de exact, ce? Nu văd de ce ar fi stropit cineva marihuana cu heroină. E ca și când îți îndoie cineva amfetamina cu cox, ești da, la modul de a mersi mai îndoiți. Ați pus cox în amfetamina. Ce tare azi. Dom'le, ați botezat speed-ul ăsta cu niște cox, știți că nu sunt de acord cu prostiile astea. Da, deci n-am înțeles niciodată. Stropită, și stropită, stai puțin ca să înțeleg, că eu tot timpul ținis, când eram puștean, aveam asta, mama asta nu-i stropită. Și dacă era răul vrunea, zicea că e stropită. Deci, se referă la pesticide, adică la gen pesticide ca să crească sau că e dată cu ceva în scopul de a o face mai puternică? Sunt oameni care, de exemplu, o cresc prost, adică nu o lasă să se matureze, să se usuce, o taie ei, că nu știu ce zic, bă, iarba asta nu-i bună, nu sparge destul de tare, n-am crescut-o ca lumea, ce da. Facem? O aruncăm? Ei, na, o aruncăm. Dă-i și tu cu ceva să spargă mai tare. Poți să dai ce? Cu... N-am crescut iarbă ca să o stropesc, să știu, dar sigur găsesc ei ceva. În Mangalia, la un moment dat, era o iarbă, îi spuneau lemon haze și o dădeau cu aromă ca să miroasă a lămâie. Era fucking Mangalia. Cine aduce din Olanda în București, în Mangalia, ca să fie lemon haze? Plus că lemon haze-ul nu miroase a lămâie, morții ei zice așa, dar nu miroase a detergent cu lămâie. Ții un geu într-un borcan cu portocale, uite, portocale da, lemon da, haze. Da, da, da. Uite, castraveți haze. Să iei un brăduleț de ăla, de mașină, la foarfecă și după aceea să-l amesteci acolo. Răzui un brăduleț de la Magic, de la așa, și după aia, uite, miroase a... Mamă, ce e asta? Pin? Wow, e pin? Pine haze. Bă, dar era unul, voia să-i dea țeapă lui unul, că nu știa dacă e sifon la gardă sau nu, și avea un borcan cu iarbă, a luat o bucată de staniol, a înfășurat-o și a băgat-o în borcanul cu iarbă ca să miroasă iarbă. Și după aia, când i-a vândut l-ala, i-a dat doar staniolul gol care mirosea a iarbă. Da. Da. Deci asta e situația cu iarba. E mult mai puternică, ți-am zis, dacă este mai ales edible. Ceea ce la noi nu știu dacă a ajuns foarte mult, nici nu mai am legătură, sincer.
nici nu mai am legătură cu domeniul de rog. Nu știu dacă au ajuns și la noi edibles. Nu prea am auzit de oameni să mănânce. Nu, nu prea. Nu prea. Doar să-ți faci tu în casă singur. Nu, nu, nu. Să vină să-ți vândă. Nu. A, nu. Clar nu. Am făcut în, când eram puștani, am luat între garaje acolo la obor, creșteau foarte multe plante de-astea sălbatice, că se ascundeau băieții să fumeze acolo gen și era de ăsta cu semințe și aruncau alea și aruncau semințe și creșteau sălbatic. Zăi seama că aveau 0, serios, era, puteai să te duci să-ți iei să-ți două, trei plante. Marihuana, da, și dintre să pleci garaje, acasă. Da. Dar era, stai seama, 0,0 la 1 milion de concentrație de cacie. Și pentru că era atât de slabă, ce ne-am gândit noi într-o zi să facem, eram cu niște prieteni la unul acasă, care stă acolo pe la obor, am luat mai multe plante de alea, le-am băgat într-o oală mare de lapte, am fiert în lapte și cât fierbea în lapte... Ați mai pus niște scorțișoare, niște orez, Milky Way. Fii atent. Cât fierbea în lapte, noi ne-am luat un prosop și făceam inhalații. Dar o idioțenie, îți dai seama că era o idioțenie absolută, da. Pentru că THC-ul se fixează în grăsime, că de-aia fierbeam în lapte și în apă, și în vaporii aia de apă nu era niciun pic de THC, că erau fucking vapori de apă, nu se fixează THC-ul în apă. Dar noi eram toți cu prosopul în cap și cu așa, cât fierbea oala, și făceam inhalații, după care am scos toată iarba din oală, am pus-o pe pizza și am mâncat-o și după aia am băut lăpticul. Și... dacă n-a fost nimeni la chimie, normal că... Bă, nu, a fost... aia să fierbi în lapte e ok. E unde-i foarte... mă Ionuț ăla cu 10 la chimie? De ce n-a venit cel să ne zică cum se face? Bă, nu știu dacă Ionuț de la chimie. Trebuia mai degrabă un bucătar să ne zică la faza aia cu mâncat după pizza, că n-a fost o idee bună. Că avea un gust destul de nașpa și adică mai mult am stricat pizza decât să ne stricăm noi cu iarba aia pe care am pus-o pe pizza. Era și scoasă din lapte, era moale așa. Mamă, pizza cu lapte, ce combinații pizza sălbatice. Pizza cu cannabis, cu cânepă, cu lapte. Și da, de la lăpticul ăla ne-am vărzuit un pic, că na, a tras niște din două, trei plante cât am băgat noi într-o oală. Era o oală de aia mare asta la fiert. Și dacă pui o grămadă de bețe de alea și crești, tot le infuzează. Tot scoate ceva în ea, da. Și lăpticul ăla ne-a vărzuit. Și într-adevăr, deci a fost prima mea experiență cu și singura, cred, cu edibles. Dar a fost într-adevăr foarte interesant, pentru că te ia greu și te ține mult. Deci durează o oră până te simți ceva și după aia când simți te cam ți-ai, că dacă fumezi un joint nu te ține 3 ore, dar bine, conform drug testului de la poliție te ține o săptămână, deci dacă fumezi azi corect. Un joint n-ai voie să conduci peste o săptămână, da. Mai ales turiștii în Olanda și-au țeapă cu asta că mănâncă jumătate de prăjitură, așteaptă puțin o mizerie, domnule, nu mă ascult. Cea mare greșeală. Piși pe astea. Băi, ia mai dă-mi una. Este atât de comună greșeala asta că eu care nu mănânc știu de chestia asta, eu nu înțeleg oamenii care se bagă să facă asta. Toți fac exact aceeași prostie. Mănâncă ceva și după aia, după jumătate de oră, poate și amintesc, na, frate, nu simt nimic, mai bag. Tată, give it sometime. Deci dacă după o oră jumătate nu simți nimic, atunci mai bagă. Dar cum poți să fii pe jumătate de oră? A, mai bag o pulție, că asta nu... Și după aia, outer space, direct. Mie mi s-a întâmplat asta cu un timbru de acid, gen, luasem jumătate, am stat jumătate de oră, am zis, bă, e fals, nu simt nimic. Și am luat cealaltă jumătate, gândindu-mă, poate doar prima jumătate e falsă și cealaltă e adevărată. Și eu am luat jumătatea falsă. N-are cum să fie un bulangiu să-mi dea un timbru fals cu totul. Nu fac ăștia, mă, timbre false 100%. E loterie, jumătate. Și după aia ți-ai luat Cosmos? Da, după aia simțeam așa niște valuri de căldură, începea puțin să respire prosopul. Eu încă te-am cu impresia, e fals, domnule, n-are cum, ne există ele din București, domnul Hoffman e mort. Ce să... Da, da. Și la un moment dat nu e adevărat, e bun timbru, zicea prosopul. Nu, nu e de contra ce ai tu cu prosopul. Ce pătratul ăsta, l-a decupat și el dintr-un calendar cu pisici și da. Mi l-a dat mie, îți dai seama. Bă, și când m-am oprit în baie și m-am uitat în oglindă și am avut un dialog interior cu mine însumi, gen, ce faci, Vlad? Și am zis, ah, gata, asta e. Uite că n-a fost fals, bulangiu ăla avea dreptate. Era timbru pe bune de la poșta română, tot ce trebuie. Timbru pe bune de la olandezi de acasă. Da. Deci asta zic, cu mâncatul e un pic dubios, nu știu dacă o să apară și la noi. Se pare că România acum a trecut pe apă mai mult.
că românul îi place să petreacă, nu să gândească. Asta mi se pare foarte corect pentru noi. Știi? Adică iarba că iarba, dar dăm ceva să dansez. Și cum era și sample-ul ăla de la Calum, e să-mi dai ceva să pot dansa, să niște pot albă, să decolez, niște verde să aterizez. Parcă prea tare m-am agitat, îmi trebuie ceva să mă culce acum. Eu cred că românii se descurcă cu un șpriț paterizat, nu mai trebuie niciun verde sau ceva. Plus că a apărut și astea, Sanax-ul, na. La un moment dat băusem mult și trăsesem cox și nu simțeam beția deloc, simțeam doar coxul și a doua zi m-am trezit mahmur, mă durea capul de la mahmurale, am zis unde-i beția, am sărit deja în partea proastă. Ai dormit. Am dat skip. Da, efectiv, deci toate efectele de la alcool ți le-ai luat cât ai dormit. Deci coxul ți-a suspendat alcoolul, te-ai culcat, ai fost beat cât ai dormit și te-ai trezit mahmur direct. Bravo, Bills! Normal, nu mai stai cu nimic. Yes, succes! Da. E foarte interesant efectul ăsta de la cox, că suspendă aproape orice altă substanță. Ca în Wolf of Wall Street, el a mort pe pastile, gata, trag o linie, îmi revin. Păi, da, nu știu exact dacă își face efectul, adică nu știu în ce măsură își face efectul dacă bagi după, adică nu te trezești, nu cred că te trezești din orice, dar dacă bagi înainte am impresia că nu prea mai funcționează nimic ce... Știi că a fost, e vezi tu caz cu Belushi, cu Jim Belushi, care a murit de supradoză de 8-Ball, 8-Ball, cocaină cu heroină. Crack de la... A, nu, e cocaină cu heroină, okay. E amestecat cocaină cu heroină și a băgat un 8-Ball și foarte interesant articolul pe care l-am citit în care explica oamenii că el a murit de supradoze de heroină, dar pentru că a băgat împreună cu cox, cocaina a suspendat heroina, el era mort de când a băgat ăla. Deci el când a băgat 8-Ball-ul era mort, dar cocaina l-a ținut în viață încă vreo 2-3 ore, pe bune. Și după aia când și-a încetat efectul cocaina, atunci a făcut supradoză. El o făcuse teoretic de când băgase ăla. Dar l-a mai ținut puțin în viață, da, și... Da, i-a dat pauză cocaina, că a suspendat heroina și după aia când i s-a terminat efectul la cox, a intrat supradoză, adică și-a făcut efectul heroina, a făcut supradoză și a murit. Nu bat câmpii, citiți, nu, chiar nu bat câmpii, citiți, Jim Belushi, exact cum a murit. Și cocaina are efectul ăsta de, dar suspendă, nu anulează. Asta e cel mai pervers lucru la cox, știi? Adică dacă bagi niște cox și bei, alcoolul ăla nu dispare din corpul tău, doar nu-i simți efectul, el rămâne decât acolo. A doua zi. Nu, mai încolo, dacă îi se duce efectul la cox, Te ia beția. Ăla nu dispare, asta mi se pare amuzant. Cu oamenii am impresia că dacă nu simt efectul de la alcoolul ăla, el nu e, a dispărut. Ai băut 6 beri, degeaba. Nu, ți-au căzut pe cur, gata. Nu. Sunt în continuare în tine alea 6 beri. Doar că de la cocaină nu simți efectul de la ele. Și după aia când o să treacă, te lovesc toate ca trenul, ca 6 vagoane de tren te lovesc. Ceea ce tu ai dormit. Ai dormit în timpul cât te loveai și te-ai trezit direct însângerat pe șine după ce te călcase trenul. Da? Sau când bagi mai multe lucruri deodată și nu știi la un moment dat ce te mai sparge și rămân la modul acum ce. Am fost o dată cu un prieten la Sanui și om era un fel de bufet suedez cu droguri, cum povesteai de prietenul ăla, și luasem câte puțin de toate, puțin timbru, puțin ciuperci, puțin cox, puțin speed, puțină iarbă și rămâneam la modul, am băut și o bere și rămâneam la modul și acum ce, în afară de faptul că se mișca nisipul pe plajă, rămâneam la modul ce mă mai sparge acum, ce e asta? Eu cred că în cazul tău, cred că nici nu ți era clar de la ce ești spart. Dacă de la berea aia. De la bere, dar m-am rupt berea aia. Ce tare e să stai pe plajă, să te uiți așa, zi, să faci, mamă, frate, cât de tare ursul ăsta, de nu vine să cred în ce hal m-am spart de la ursul ăsta. Am trecut 4 ore și încă mă ține. Da. Vorbesc cu nisipul, frate, ce-mi pun ăștia în ursus. Da. Când afli că LSD-ul se face din hamei, pui pâinea să se strice în mod intenționat, dar ca să strice. Ergotul e o bacterie de pe grâu. Da, nu din hamei. Da. Da, de pe grâu, da. Să mă ierte domnul ciuperc. Hoffman pentru această... Ciupercă, nu? Ciupercă, da. Ciuperca grâului, da. Te iartă, e cu noi aici. Ce mai e? Mai vrei întrebări? Da. Iarba dacă provoacă impotență. Ai zis tu în specialul ăla că, domnule, că iarba provoacă impotență, dar orice provoacă, că și dacă te uiți 8 ore pe geam, mai ai chef să mai fuți după aia? Bă, era o chestie... Eu n-am crezut niciodată treaba asta. Ați zis, experiența mea cu iarba atunci, la început, în legătură cu sexul, era minunată.
Adică să tragi un fum 2 și după aia să pui mâna pe sân frumos, să pui mâna pe un fum, e o experiență mult mai interesantă decât fără. Deci era foarte... Eu am observat că îmi dau drumul mai greu de la iarbă, mă țin... Eu n-am observat... efect, la asta n-am văzut vreun efect, dar la atingere, la tactil, e clar mai mișto. Da. Cred că se vorbea, adică nu eram eu de părere că se întâmplă. Cred că eu răspundeam la o chestie pe care o tot vehiculau ăștia. Cred că făcea, vorbeau ei că... mișto de campania. Da, de campanie. Da. Singurul cred că făcuseră ceva cu asta, cu impotența. Eu cred că ei ar putea să facă asta cu impotența la orice nu le convine, pentru că clar la bărbați atinge coarda sensibilă. Și atunci, orice, trecutul pe roșu prevoacă impotență. Ca să poate vreo doi mai speriați, o zic că ia să nu mai trecă pe roșu, că poate nu mi se mai scoală pula. Cine știe? Și deci, probabil că au încercat-o și pe asta cu... iarba. Evaziunea fiscală provoacă impotență. Plătește TVA-ul dacă vrei să ți se mai scoală pula. Unde e ANAF-ul ăla să-l caut? Doamne, nu mi se mai scoală, luați-mi taxele, toți banii pe care nu vi-am dat în 5 ani de stand-up, luați. Poate să știi care e că eu cred că stand-up-ul ăsta, consumul de iarbă poate să ducă la impotență, dar nu cred că impotență e cuvântul corect. Cred că se-ți distrugă libidoul. Adică în momentul în care faci o chestie care te moleșește și te lipește de o canapea și nu știu ce, da, nu prea mai e libido, nu e vorba neapărat, cred că, de erecție. Anxietatea îți cade libido. Da, și nu mai vrei, adică ți iese de pe radar sexul, nu cred că e vorba că ți se scoală sau nu e vorba, că nu te mai gândești la așa ceva, știi? Deci din punctul ăsta de vedere, cred că are sens chestia asta, știi? Că bă, dacă fumezi până în punctul în care nu-ți mai pasă de nimic altceva, nu o să-ți pese nici de sex. Probabil, dar asta cu impotența ți-a zis. Eu am avut experiențe foarte plăcute în direcția opusă cu atingerea clar. Și cu... Mă. Singurul moment când mi-a provocat impotență, ca să spunem așa, fumasem foarte mult, aveam un nivel de anxietate ridicat, mai ales că era o tipă nouă, o luasem din club și m-am gândit, mamă, cum ar fi dacă nu mi se mai scoală pula? Și atunci și când... Exact, creierul a zis, bun, o idee foarte bună. Ia să nu se mai scoale. Ia să nu se mai scoale. Și după aia i-a dat și fetei alea anxietate, da. Că la modul de ce nu se mai scoale, da. Când m-ai luat din club nu eram bună, ratatule. Da. Ce, nu-ți place cum o suc? De ce? Da. Și v-ați bolăcit în anxietate. Da. Da, mă, nu, făceam mișto de chestia asta. Cred că făceam mișto de chestia asta, pentru că... Sunt și stupide multe campanii antidrog. Băi, sunt stupide pentru că mi se pare că nu prea merg pe insight-uri. Adică... Nu întreabă oamenii care au probleme cu iarba, bă, de ce e nașpa iarba? Păi, uite, anxietate, depresie, nu știu ce, impotență și... Să nu mai ești idioție. Și... nu vreau să... Când zic insight-uri, la ce mă refer? Mă refer la faptul că foarte multe... Bine, cele mai multe campanii antidrog sunt și făcute ca să cheltuie niște bugete pe care le au. 85% sunt pe salarii. Da, 85% din bugetul la agenție. Și trebuie să cheltuie niște bani... Avem bani să facem o campanie de informare asupra pericolului consumului de droguri. Bun, luăm un băiat, filmează un clip, îi dăm drumul, ne-am făcut campanie. Nu cred că interesează efectiv să fie reală. Cât costă PowerPoint-ul ăsta? 10.000 exact. De euro. Ăsta-i tati, luăm. 20.000 sau nu-l cumpăr. 20.000 cu tot cu poze. 15.000 nu pot să-l dau mai mult de 15.000. 30.000 că m-ai enervat. Îți dau 30.000 pe PowerPoint-ul ăsta. O să-l luăm la olandez și nici nu o să-l traducem în română. Da. Să vezi ce o să creadă ăștia, că s-au tripat, că nu înțeleg niciun cuvânt. Uitați ce zice. Nici mici. Drogaților, ați văzut că nu înțelegeți nimic. Ați văzut ce v-a făcut iarba aia la cred. Dacă n-ați fi fumat iarba, ați fi știut să citiți în olandeză. E în română clipul ăsta, e în română. Vă sună voa, mici. Cine se mai duce la școală dacă fumați în continuu? Ia schiulit la olandeză. Da, mă, și ți-ai zis, părerea mea este că aia sunt bani care trebuie cheltuiți. Le fac în dorul Eli ca să fie făcute și nu le pasă dacă au vreo relevanță, dacă greiesc cu cineva sau e pur și simplu gata, domnule, ne-am făcut obiectivul, am pus campania antidrog pe TV și sunt făcute, cum să spun, cele mai multe campanii antidrog nu vorbesc despre realitatea consumului de drog și în același timp ce mi se pare este că nu vorbesc cu oamenii care consumă droguri. Da, corect. Vorbesc numai cu oamenii care nu s-au drogat niciodată
E ca un fel de tocilar care asigură alți tocilari că e super ok, că ei nu se droghează. Știi? Adică n-au legătură cu a opri vreun om din a consuma droguri sau așa. Doar la modul, frate, eu nu mă droghez. Nici eu nu mă droghez. Suntem super tari. Și toate sunt, bă, sunt atât de cretine. Tu nu ai prins campania cu Chivalry era ca noi? Nu, am văzut-o pe aia de la americani cu This is Drugs și sparge ou într-o tigaie. Aia este geniu. Aia este geniu pe lângă asta. Era, deci era o campanie, cine este bătrân, dacă se uită cineva bătrân, o să zice eu că foarte clar aminte de campania asta. Noi am râs și cu curul de aia când eram puștani. Era cu 20 ceva de ani. Era un grup de tineri care se distra și voice-over zicea că ne distram, nu știu, și Vali era ca noi. Și după aia tăia, după o vreme, știi? Era un băiat care stătea, uite, gândește cum e peretele ăla acolo în colț, gândește că e un băiat care stă în cur pe jos, da? Da. Și era Vali în club, deci el stătea în cur, pe jos, sprijinit de un perete. Ei se distrau în continuare, el era în cur și era și Vali era ca... Așa eram, și Vali era ca noi, dar de când se droghează viața lui s-a stricat. Și eram, nu-l mai luați pe Vali în club, în primul rând. Nu-i deci, mai dați așa mult să bage, ce pula mea. Nu că ei nu se drogau, doar el se droga, știi? Dar era la modul, Vali clar nu trebuie să fie în club. Deci dacă el nu poate să stea în picioare, stai acasă și joacă catan. Stai, lăsați-l pe Vali acasă. Deci asta a fost prima mea reacție. Nu mai târâți pe Vali după voi în club, îl chinuiți pe Vali. Lu Vali e ok pe droguri, dar nu în club cu voi. Voi vă distrați și cântați pe Andre și Vali stă în cur. Și da? Se gândește la cine a compus piesa asta. Nu, că el era cu ochii închiși, cu capul căzut, deci el dormea în club, înțeleg, și în curs și în perete. Era efectiv, îl cărau pe Vali ca pe o cârpă în club și după ce vorteau joc de el, că uite drogatul. Dar sandwich 30. Dar uite, uite, ia uite, uite Vali, cât uite, uite la drogatul. Nu-i stare să nu, nu-l mai lua cu tine în club. De la droguri desenează lumea cu markerul pe tine. Da, mă, deci la nivelul ăsta erau campaniile. Și Vali era ca noi. Și toate astea cu... Când au făcut, la un moment dat au dat niște bani să facă melodia aia Nu te droga, mai bine așa. Care este... Deci, dacă nici aia nu te îndeamnă să consumi droguri, dar ca să alin durerea de a asculta muzică, deși îți provoacă așa o suferință că ești tati, dă-mi orice să nu mai, să nu mai sufăr. Nu te droga, e mai bine așa. Nici n-am făcut o tripi, nu te droga, ga, 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 Și cea mai tare fază cu campania antidrog de care am râs multă vreme este faptul că a existat un program al statului român, Artă contra drog. Ceea ce nu era convenabil că artiștii, arta și da, drogurile arta sunt... Arta contra drog este, da, adică prima fază este asta, că în primul și în primul rând cât de 10% din arta a fost, există datorită drogurilor. Câtă muzică a fost făcută de oameni care erau sparți. Da, corect. Cine? Adică, Radu Beligan, cine să fie arta contra drog? Artă contra drog. Și știi ce era, mă? În cadrul programului Artă contra drog, bine, nu era organizat de stat, ei dădeau bani și un băiat lua banii și făcea ce voia să facă oricum, doar că acum cu bani de la stat în cadrul programului Artă contra drog. Era baletul din Moscova, mă, deci era balet contra drog. Ceea ce jur că am râs și cu curul Vlad. Bă, și cu că eram... Oamenii care se duc la balet sunt ultimii oameni pericoli. Ultimii, deci, efectiv, you miss the mark so much. You actually shoot it from the back. Deci este ceva... Cum, frate, să faci balet contra drog? Ce om ori bagă niște heroină, ori se duce la balet? Este incredibil. Până și fetele care joacă șeh în gambitul reginei bagă mai multe droguri decât balerinele. Bă, balerine și oamenii care apreciază baletul. Adică, iubita mea, îți mergem la balet și să salvăm niște vieți de tineri. Care să formăm un cui la balet, să ne uităm mai bun. Uite ce crace are aia pe aici. Ce se topește fata asta. Ce se topește fata. Nu, serios, să-i spui. Dacă... Tragi niște coc să prinzi curaj, te bagi după aia în seamă cu balerinele. Ce faci, și tu, mami, ia, ce eu nu pot să mă crăcănez în aer. Ia uite-mă la ăștia. Bă, pune-mă niște pantaloni pe tine, nu mai sta în foița aia de ceapă, că ți se vede pula. Știi cine sunt eu, prietenul tău? Nu știu, frate, ți-am zis, asta a fost pentru mine una dintre cele mai stupide lucruri pe care, unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am văzut în viața mea asta. Artă contra drog prezintă baletul din Moscova.
Da, da, clar, cretini oamenii. Eu țin minte, în liceu au venit cu un PowerPoint aia de la antidrog și spuneau că de magazinele de etnobotanice, că sunt legale etnobotanicele, și alea s-au închis acum 3 ani și rămân la modul, voi n-ați dat refresh la PowerPoint-ul ăsta, îl păstrați, nu se învechește, nu expiră, nu putrezește. Nu, mă, că l-au ținut pe un stick bun într-un sertar de la cu de-alea de-alea antiumezeală pe care le primești pe un pantof, știi, l-au pus așa frumos lângă stick și nu s-a sticat stick-ul. 10 ani facem antidrog cu asta. În 20 de ani încă le spune că Michael Jackson a murit de la medicamente, sărmanul, s-a întâmplat atât de recent. Da, mă, nu, e... mi se pare că, deci, să zic, ca să tragem o concluzie, mi se pare că iarba are foarte multe pericole, se văd pe termen mai lung și dacă vrei să convingi un om să nu fumeze sau să nu abuzeze de iarbă sau să-și mai domolească consumul de iarbă sau să facă o pauză, o perioadă să-și reducă, da, să-și reseteze toleranța, da. Trebuie să chem pe clar pe Dragonul, clar trebuie să-l chem pe Dragonul, pentru că ăla este un om care poate să facă, adică Dragonul poate să facă cu adevărat campania antidrog, să zică, frații mei, am băgat tot și vă zic, nu e bine. Decât să vină un țeis, un tocilar de ăsta, să zică, mai să nu vă drogați, că nu-i frumos să vă drogați, știi? Sau să vină Vlad Bilț, iarba nu e bună, frate. Da, mă, țeis, neapărat trebuie să-l chem pe Dragonul. Eu îmi doresc ca oamenii să vadă un punct de vedere despre droguri în sine și societatea din România, dar nu de la oameni care fie sunt plătiți pentru asta, da, gen antidrog, și nici de la, nu știu, dealer care îi întrebe, bună marfa, frate, da, cea mai bună, fumează Wiz Khalifa din asta, unul o să-ți spună că e de căcat ca să nu mai cumpere nimeni. Că e la modul, eu am dat bani pe marfa asta, acum ce fac, nu cumpără nimeni. Păi dezvoltă intelectul, 200 IQ plus, îi scrie în ziare, uitați aici. Da. Și atunci să fie ceva imparțial, să nu fie interese la mijloc. Mi se pare totuși, într-adevăr, dacă e să consumi cu moderație, ceea ce nu prea e mult. E greu să-ți găsești echilibrul în viață, eu am remarcat asta. Am fost mereu un om al extremelor, ori dreapta, ori stânga, niciodată centru. Și de multe ori oamenii așa sunt. Deci dacă e să ai un pic de moderație, dacă e să ai mușchiul moderației cât de cât dezvoltat, bă, într-adevăr, iarba este printre cele mai puțin periculoase droguri pe care poți să le iei, dacă le iei așa, adică gen, uite ce frumos e afară, hai să fumăm un joint, că mergem în parc și mai fumăm un joint peste 2 luni. Adică, da, corect, doar știi? În vacanță în Spania, sau nu în vacanță, în sau Bercen, în ceva. Miercuri. Și da, exact, hai că plouă afară, îmi fac o cafea și fumez un joint. Dacă o consumi așa, mi se pare clar că e foarte periculoasă. Dar cu moderație, cred că e într-adevăr unul dintre cele mai lipsite de riscuri. Știi? La fel cum și la alcool e la fel, că dacă, bine, acum că m-a nebunit Vio cu Costel, că Huber cu nu știu ce podcasturi, că a descoperit el că orice picătură de alcool te distruge, e rea, zice, ok, bine. Părerea mea este că alcoolul poate să-ți aducă multă bucurie în viață, un pahar de vin lângă o mâncare bună este extraordinar. Și asta e diferit față de din anxietate, poate ai anxietate să vorbești cu fată, bei un pahar de alcool și sunteți împreună un an mai târziu și zici, bă, ce bine că am băgat-o în seamă, uite ce puteam să ratez. Dar pe de altă parte, din nou, dacă ți începi ziua cu un pet de Timișorana sau cu nu un cui, la fel, crezi că vine moderația în odată cu vârsta? Adică poți să ai pretenția la un puș de 20 de ani să fie un om moderat și să înțeleagă lucrurile? Nu prea, pentru că cred că totul se trage la faptul că la 20 de ani efectiv te crezi nemuritor. Adică la 20 de ani... Nu poți să te îmbolnăvești? Nu există boli, nu există efecte secundare, nu există nimic. La 20 de ani ești nemuritor. Te duci 2-3 zile la rând la rave, nu există, vai, mă simt prea varză, nu mă mai duc mâine. Doamne ferește, frate, nu, două noți a treia, ești fresh. Nu ești nemuritor, ești solid, ești tang la 20 de ani și e foarte greu ca cineva să te convingă că e nasoală vreo substanță sau vreo experiență, știi? Dar dacă se tot acumulează și dacă le tot iei în cârcă, șubă după șubă, la un moment dat simți, bă, sunt cam gros îmbrăcat, știi? Deci trebuie să treacă un pic de timp. Nu cred că sunt prea mulți oameni care să fie sub 30 de ani și chiar să zică să tragă niște... Decât dacă sunt consumatori foarte, foarte, foarte intensivi. Gen în fiecare zi și să-ți dai seama. Da. Eu, de exemplu, am ratat niște chestii în viață, mi-a dat cu anxietate, nu am făcut lucruri, n-am mai
scris, m-am dus fumat la Rose Battle, mi-a zis toată lumea că s-a fumat la Rose Battle, ceea ce era evident. Nu m-am mai dus la sport, am ratat niște lucruri, că n-aveam chef să le fac, că eram spart în continuu. Da. Cu asta am simțit-o prea mult, nu că mi-am vândut frigiderul să cumpăr mai mult tuit. Nu, dar vezi tu, nici tu n-ai 20 de ani. Adică a trebuit să treacă niște timp până ai început să simți povară. Da, am 25, a durat ceva. Să știi că credeam că ai mai mult. Da, după fața asta, cu pielea asta lungită, nu? Păi asta zic, nu e un compliment stabil. Mulțumesc. Femeilor le plac bărbații în vârstă. Oh, da, dar nu în vârsta asta. Ok, bun. Bă, îți mulțumesc mult de tot că m-ai invitat, frate. Și eu îți mulțumesc din suflet că ai venit, Teo. Bă, îți mulțumesc mult de tot. Da, ți-am zis, Dragonul, neapărat. Dragonul e perfect pentru podcast. Și Oreste. Oreste are un clip în care spune că l-a descoperit pe Dumnezeu după ce a fumat ayahuasca în vama veche. Oreste a făcut club Molotov vama veche, e singurul club unde lumea la 12 ziua încă petrece. Bă... expiratul la 5 dimineața, toată lumea la Molotov. Deci era Dumnezeu în vama veche? L-a descoperit Oreste după ce a fumat aia. În ce hal s-a stricat vama veche, devine și Dumnezeu acum, frate. Vin toți bombari, toți șefii. Îl cheamă Oreste la club, hai să-ți dau babă ușat, uite ce bine pune metafore. Deci, eu azi, asta mi se părea mișto în vama, că nu era urmă de Dumnezeu. Era atât de fără Dumnezeu stațiunea și acum dacă a găsit Oreste pe Dumnezeu în vama. Vezi un pletos ăsta, nu Iisus, mă, ce să caute Iisus aici, ăsta-i dorul, nu-l vezi? Bă, excelent, mulțumesc mult tot. Mă bucur că te-ai distrat, credem. Da, frate. Nice.